Deci ce vă învață pe voi ăștia spirituali? Unii dintre ei s-au acceptat păcatul. Auziți, fraților? Unde ați mai auzit asemenea rău care să face pe pământul ăsta? Ce doctrine luciferiene să vă învețe să acceptați păcatul? Pentru că Satan și diavolii lui se hrănesc cu păcate. Or, normal că e în interesul lor să vă spună să acceptați păcatul, că le dai hrana care o vor și faci ce vor ei și îi ții în continuare puternici între ghilimele, că ei nu sunt puternici, unul singur este puternic, da? Doar unul singur și acela este Domnul Sfânt. Lui Israel, doar el este puternic. Un om când e hrănit are vlagă în el, așa și dracii. Când îi hrăniți, au vlagă. Deci, fugi și nu pune urechea nici inima. Pentru că, vedeți, aceste învățături au un mare magnetism. Ca să le acceptați în inimă, să ziceți că le învăluiți cu iubire, adică niște vorbe foarte bune, fermecătorul cel mai iscusit, pe care ei le au pregătite pentru voi, ca voi fiind o viață condamnați, judecați, criticați, da, asupriți imediat când auziți așa vorbe frumoase, ziceți, iată, în sfârșit, cineva care îmi vorbește și mie frumos, care îmi spune să mă iubesc și să nu mă judec. Fraților, fiți atenți aici că Dumnezeu nu v-a judecat. Cum credeți voi? Da, v-a judecat, dar judecata lui a fost adevărată. Nu cum credeți voi că v-a judecat cum v-au tâlhărit dracii prin traume și abuzuri ca să se hrănească cu energia voastră? Adică, cum poate să fie Fiul lui Dumnezeu prost? Cum poate să fie Fiul lui Dumnezeu urât? Pentru că dracii vor să-și bată joc de oameni, deci ei asta vor. Ei au o mare furie față de Dumnezeu. Și normal, omul fiind Fiul lui Dumnezeu, cea mai mare satisfacție, să zic așa, diabolică a lor e să batjocorească pe oameni. Pentru că batjocorindu-i pe oameni, își arată ura față de Dumnezeu, disprețul pe care l-au. Cum te permite Dumnezeu? Dumnezeu nu permite, dar omul păcătuiește. Omul păcătuiește și de-aia spune Dumnezeu să nu păcătuiești, că dacă păcătuiește, dai pe mâna lor, pentru că e o lege. Da? Diavolii, atâta timp cât tu păcătuiești, au drept legal să te hărțuiască. Cât păcătuiești. Da, Dumnezeu îți poate șterge păcatele. Nu cum spun ăștia din spiritualitate de karmă că trebuie să te reîncarnezi. Toate prostiile vi le-a băgat în cap. Dumnezeu îți șterge păcatele dacă te întorci la el. Nu există așa ceva. Ce ați auzit voi în spiritualitate e o minciună. Ca să vă țină robi. Să zică că trebuie să vă întoarceți de nu știu și de nu știu câte ori pe pământ. Deci Domnul, te întorci la el, el îți șterge păcatele. Deci păcatele tale vor fi șterse ca un nor. E scris în Biblie. Dar să nu mai... Deci toate ce a făcut îi va fi uitat. Da, îi va fi șters. Eu șterg păcatele ca o ceață. De vor fi păcatele tale cum e cârmazul, se vor face albe ca lâna, ca zăpada. Pentru că el are puterea asta să sfințească Domnul. Dar trebuie să ne întoarcem la el și să ne căim și să ieșim din păcat, să ne rugăm să ne dea putere, că el ne dă putere. Așa că dacă tu prea curvești și trăiești în desfrânare și apoi te aștepți, de ce Dumnezeu nu e... De ce nu-l cunosc pe Dumnezeu? Pe omule, unde Dumnezeu nu e desfrânare. Și spiritualitatea vă învață niște lucruri foarte greșite unele. Dumnezeu e peste tot, dar Dumnezeu nu suportă desfrânarea, pentru că unde e păcat nu e Domnul, pentru că El e puritate. Or, desfrânarea este mizerie. Orice învățătură care se leapădă de Fiul, care nu-L mărturisește pe Fiul, deci fugiți de ea, pentru că orice învățătură care nu-L are pe Fiul, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și El va fi Fiul meu. Orice învățătură care se leapădă de Fiul, fai de el. Nu puneți inima la învățături care spun că n-ați păcătuit. Nu puneți inima la învățături care spun să acceptați păcatul. Nu puneți la inimă învățături care nu vă spun că Iisus este Fiul. Și de asemenea este dat ca orice om să devină Fiul lui Dumnezeu. Da, orice om este Fiul lui Dumnezeu, dar poate să ajungă, da, dar omul a căzut. De ce? Pentru că el a păcătuit, el și strămoșii lui. Trebuie să se întoarcă acum la starea de fiu. Adică să-și revendice cine este el. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Asta este un proces. Când oamenii vor fi fii ai lui Dumnezeu pe pământ, când vor conștientiza acest lucru, totul va fi ca în rai. Va fi Edenul din nou, dar
Asta va fi un proces, da? Pentru că Iisus este Domnul care ne ajută să cunoaștem și noi că și noi suntem Fiul lui Dumnezeu, da? Iisus este Fiul cel mai iubit. Deci, da, nu fiți geloși și răzvrătiți, Iisus este Fiul iubit. Și noi suntem tot așa fiii prea iubiți. Dumnezeu nu face diferențe așa cum știm noi între oameni. Da, poate să iubească pe cineva mai privilegiat, pentru că acel cineva e lipit de el. Deci Dumnezeu iubește pe cine se lipește de el. Înțelegeți? Asta e. Tu ca om n-ai iubit pe cineva care s-ar lipi de tine. Dumnezeu iubește pe cine se lipește de el și face ce-i place. Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos, cel sfânt, cel adevărat. Slăvit să fie Tatăl Ceresc împreună cu Hristos Iisus, cel sfânt, cel adevărat, Fiul, cel ce s-a înălțat la Tatăl și a înviat din morți. Slăvit să fie Duhul Sfânt în veci de veci.